toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM, 8 și 37 de minute. Astăzi începem de la 100 de euro și vom ajunge până la 800. Sper. Dacă se răspunde la toate întrebările, ajungem, ajungem. Dar în mod special în această dimineață și nu numai, avem și un curcan de 15 kg. 15 kg, am zis, să știți că nu glumesc. Nivelul de dificultate al întrebărilor cu ocazia asta. Așadar, nu mai am un strat de conștiință, știu că fiecare cetățean care ne onorează cu participarea pleacă cu traista plină. Asta voiam să zic, dacă ai câștigat, nu știu, 200 de euro, să zicem, mm-hmm, astăzi, primești 200 de euro și un curcan. Dacă ai greșit, nu mai iei banii, dar iei curcanul. Asta. Ceea ce e foarte bine. Anca e din București. Bună dimineața! Bună, Anca! Bună dimineața! Bună! Ce faci, măi, Anca? Bine, nu de mult m-am trezit. Așa. Asta sună foarte bine. Ești o boieroaică. Te-ai trezit la 8:30? Ei mă trezesc chiar și mai târziu de când cu lucrat de acasă. A, lucrezi de acasă. Te-am trezit noi, a? Da. Dar nu trebuie să te trezești măcar să pornești să pară că ești online? Ba da, sau mai de asta mă trezesc cu câteva minute înainte. Da. Pentru asta se trezește soțul, dă drumul la, da, online și... Anca. Da. Bune, o se întâmplă și asta. Ai auzi. Bravo. În ce domeniu lucrezi de acasă, Anca? În domeniu IT. IT, bun. Bun. Te pierzi în mulțime, nu știe nimeni cine ești. Da. Mii de Anca ce lucrează în IT de acasă. 100%. Și acasă acum ești și cu soțul care pornește computerul? Este aici la mine pregătit și el, da. Bun, bravo. Deci sunteți doi unde mulți puterea crește. Corect. Pe el cum îl cheamă? Tudor. Tudor. Gata, domne. Deci avem Tudor și Anca din București. Cartierul? Berceni. Din Berceni. Acolo am copilărit, da, eu. Acolo am pus... De acolo vin întrebările. Da, acolo am citit cel mai mult. Mă uit pe întrebări. Mă uit pe întrebări și fix din Berceni vin întrebările. Da. Hai să începem. Multă baftă, Anca. Mulțumesc mult. Tot ce știi, transformă în mii. Beneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptare. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Beneș Curcanul la Europa FM. 100 de euro. Anca, îți reamintesc, Tudor te poate ajuta, dar răspunsul final trebuie să vină, să fie rostit de tine în cele 6 secunde regulamentare, da? Anca? Anca? Alo? M-auziți? Așa, da, acum da. Da. Ai auzit ce am spus? Eu auzeam tot, nu știu ce se întâmplase. E în ordine, acum te auzim și noi pe tine și îți voi adresa prima întrebare pentru 100 de euro, Anca, da? Da, da. Bun. La care pol trăiesc urșii polari? La polul nord. Te rog frumos, evacuează-l pe Tudor, că era să te încurce. Și Tudor căuta pe Google? Tu de la... Nu e, deci spun că nu e... Tudor nu e ce trebuie. El are alte calități. Dar nu... Te încurcă la jocul ăsta. Da, iar răspunsul e corect. Mamă, deci eu am crezut că se termină timpul. Am încremenit. Adică... Știi ce zic? Ai, doi, sunt toți poliți, doi, da. Și când v-am auzit... Stai așa, scrie pe Google. Eu vreau să pună sub presiune și nu eram sigură, dar am zis. La ce? Da, 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 nu, că ai zis, ai zis. Dar cine scria, cine dactilografia așa încet? Întrebarea. Tu sau Tudor? Tudor. Tudor, mă, că e IT-ist, îi zboară. Hai, mă, că nu era chiar încet, s-a auzit tastatura, a zburat tastatura. Tudor e și el IT-ist? Da. Da, dar e pe hardware, pe ceva. E pe cablaje. Măi, noi glumim cu voi, copii, da? Da, da, da. Nu vă supărați pe noi. Noi suntem mai bătrâni acum, na. Gata, Anca, mergem la 200 de euro. Nu chiar adică... atât de bătrâni. Având în vedere că sunteți IT-iști, știu că o să mergeți până la capăt. Deci până acum ai 100 de euro și un curcan. De 15, da, kg. Da, mai departe. Dar dublăm doar banii, curcanul nu. Cum ar fi, mă? Totul, e bine așa. Da. Cât ar fi? 15 kg, 30 de kg, da, 60 de kg, 120 de kg. Da, deci și vinerea să... poate ajunge până la o tonă. Dacă știți ce trebuie. Bine,
Moment, hai, atenție. Da. 200 de euro. Continuăm cu o întrebare din actualitate, Anca. Okay. Un cetățean care a spus niște răutăți recent. Să ne spuneți, Anca și Tudor, Tudor, tu dacă poți repede, dacă nu, o să o lași în pace. Cine este președintele Belarusului? Alexandru Lukashenko. Nu s-a mai auzit nicio tastatură. Ai mers pe intuiție, a? Pe Tudor cred că l-a trimis în camera cealaltă. Tudor face cafele, acum pregătește micul dejun, la... E bosul umflat că a fost evacuat. Nu, deci fă o omletă. Ai auzit ce omletă au prezentat băieții vineri? Fă una ca ei. Dar tu ai auzit ce răutăți zice Lukashenko ăsta? Am auzit, da. De asta l-am și băgat în concurs. La 200 da. De euro. Ai zis bine. Mulțumesc. Eu cred că l-ai băgat pe Lukashenko pentru că acolo e un Luca, Lukashenko. De asta l-ai băgat în concurs. Nu, mă, că am alți oameni care poartă numele ăsta mai ca lume. Anca, acum te poți sfătui cu Tudor dacă vrei, ca să ne dai un răspuns. Nu auzi că lucrează în IT, ăștia nu se opresc la 200 puțin, de euro. Lasă-i în pace. Aveți 200 de euro, i-ați câștigat, vă puteți opri, felicitări, banii sunt ai voștri. Sau mergeți mai departe, la 400 mai de euro. Mai departe, mai departe. Bine, nu vă spun, știu. Deci 400, 400 și de euro. Mm-hmm. Anca, îți plac mondenitățile? Da, dar nu pot spune că sunt așa în temă. E, nu, că asta e o mondenitate de-aia majoră. Fii atent că aici Tudor e tare, pe monden. Simt. Bravo, se poate, se poate. Simt că Tudor e pe monden. Fiți atenți, Anca și Tudor. Da. Pentru 400 de euro. E cam ușoară întrebarea pentru un asemenea premiu, dar hai. Cu ce vedetă s-a căsătorit anul acesta actorul Ben Affleck? Jennifer Lopez. Sper că s-a auzit. Te vezi. Cu Jennifer Aniston ai zis? Nu, Lopez. J-Lo. Da. Jenny from the Block. Ce încântat e Luca, vezi? Da. Nu știu de ce. Ne puteți urmări pe Facebook, puteți intra pe pagina noastră de Facebook să dacă ne live. Vezi, asta e cu întrebările astea, știi? Dacă aveam un concurent aici, dacă, de exemplu, era Tudor singur, putea să-l încurce. Eu cred că știe de Jennifer Lopez. Jennifer Lopez are niște atribute inconfundabile. Da, dar Ben Affleck, nu. Da, e exact. Da, corect, adică... Da, da, asta... poate o urmărea pe ea și știa prin ricoșeu. Da. Jennifer Lopez, Anca, ți-a adus 400 de euro. Foarte frumos. Ei, și iată acum, Anca și Tudor, ați ajuns la liman în fața întrebării de 800 de euro și un curcan. Da. Acu-i-acu. Da. Da. Curcanul e asigurat. Hai de măi, și faceți 400 de euro, glumiți. Faceți 2-3 ore suplimentare și vă jucați până la capăt. Corect. Serios, e păcat. Ați prins concursul. Da, merge bine. Ai dat răspunsul. Da, dar urmează să mergem în vacanță și... Dă un curul de vacanță. Sau... Cu banii ăștia bezi două mese. Că s-a scumpit totul. În vacanță. La noi e bine. Sunt bani buni. Hai, nu vreți să vă gândiți, lăsăm să se gândească? Nu, n-avem, nu avem. Nu vă puteți gândi. Deci hotărâți-vă ce faceți. Nu, o să ne oprim. O să ne oprim. Ia zi tu, Tudor, zici tu ceva. Nu mai că le-a dat, le-a dat semnalul. Felicitări, felicitări, felicitări. Aveți 400 de euro și un curcan. Undita mai curcanul. Cu drag. Felicitări, felicitări. Ați câștigat banii ăștia foarte ușor. Anca... Eu așteptam să mergeți până la capăt, dacă știam... Nu mă mai întrebam asta. Glumesc. Eu nu m-am gândit că ajungem chiar așa. Hai mă, cum să nu? De ce n-ai încredere în tine? Să știți că nu e orice curcan, e un curcan de 15 kg de la Peneș Curcanul.
are mai puține grăsimi decât carnea de porc, dar și un conținut ridicat de proteine și vitamine. Vă invităm să consumați carne de curcan românesc și să verificați originea pe etichetă. Eu vă recomand să faceți șnițele și curry. E da, foarte deci... bun. Curry cu curcan în loc de pui este foarte, foarte bun. Pieptul ăla de curcan e genial și din piciorușe, cum ar veni, o să vezi cât ai piciorul. Și orbă. Da, faci ciorbă sau faci o tocană la cuptor, genial am făcut. Maestre, avem timp să punem și noi ultima întrebare ca să terminăm civilizat? Hai! Anca, fii atentă, tu și Tudor, vă rog frumos, dar seriozitate maximă, că am avut dezbateri cu colegii aici despre întrebarea asta. Ei spun că e infernal de grea, mie nu mi se pare. Da? Da? Așa că mă ajutați să fiți serioși, da? Hai! Da! Uite, ultima întrebare de astăzi ar fi fost în concurs. În ce pădure acționa gașca lui Robin Hood? Da, deci bine că te-am oprit. Nici nu, Tudor, nu i-a plăcut Robin Hood? Pădure la Băneasa. Pot să scrie pe internet, dar nu. Asta. N-am știut. Da, dar ai fost relaxată, că vezi dacă ai găsit cât a trecut. Au trecut 2 secunde peste timp. Găseați voi cumva. Da, probabil dacă eram mai rapid atunci. Sherwood, Sherwood. Bine că a trecut de ursul polar. Acolo a fost cumpăna voastră. Anca și Tudor, mulțumim pentru participare, felicitări! Sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.